Președintele Klaus Iohannis a acuzat marți seara PSD că este principalul vinovat pentru faptul că România a intrat complet nepregătită într-o criză sanitară fără precedent și a afirmat că la alegerile din 6 decembrie, îndepărtarea PSD de la butoanele puterii poate să fie în sfârșit definitivă. Să nu uităm niciun moment că la 3 decenii de la Revoluția din 1989, România a intrat complet nepregătită într-o criză sanitară fără precedent. Partidul Social Democrat este principalul vinovat pentru acest dezastru și acest lucru trebuie afirmat clar și răspicat. Am datoria față de toți românii, indiferent de opțiunile lor politice, să spun lucrurilor pe nume, pentru că miza este una uriașă. Destinul României de mâine. Țara noastră a fost puternic afectată ani la rând de corupția și incompetența guvernelor PSD, care au blocat dezvoltarea, nu au investit în infrastructură și au direcționat fondurile publice către clientela de partid. Nici o reformă nu a fost dusă până la capăt în România. Nici o reformă care s-a dorit reală nu a scăpat nesabotată de PSD. Adevăratele priorități au fost ignorate și abandonate. Și așa ne-am trezit în plină pandemie cu lipsuri majore în sistemul medical, cu o infrastructură deficitară și cu un sistem educațional cu probleme critice. Clientelismul promovat la nivel de politică de stat și indiferența față de problemele sistemice acute au dus România în punctul în care statul era în pericol să nu-și mai poată îndeplini misiunea sa fundamentală, aceea de a proteja sănătatea și drepturile cetățenilor. Șeful statului a afirmat că în acest context nefast, PNL și-a asumat guvernarea, iar mulți alții au preferat să nu se implice. Nu a fost deloc ușor, dar chiar și cu un guvern PNL minoritar, atacat din toate părțile și fără susținere parlamentară, multe lucruri s-au schimbat în bine. Președintele a arătat că pe parcursul acestui an, eforturile sale și ale guvernului PNL s-au concentrat în special pe combaterea epidemiei de COVID-19 și pe diminuarea efectelor negative pe care aceasta le-a generat la nivel social, educațional și economic. Concomitent cu eforturile uriașe pentru gestionarea epidemiei, cu resurse limitate aflate la dispoziție, am demarat într-un strâns parteneriat cu guvernul reforme importante care trebuie continuate și aprofundate. În toate domeniile, deciziile se iau acum după consultarea experților și a specialiștilor. Avem o relație excelentă cu partenerii europeni, iar România a fost scoasă de pe lista rușinii în care ne-a inclus PSD, cea a țărilor cu probleme în ceea ce privește justiția și statul de drept. Am obținut totodată cel mai mare pachet de finanțare europeană din istorie, fonduri care vor pune în mișcare motorul reconstrucției României și ne vor permite să ieșim cât mai repede din criza economică, să dezvoltăm consistent infrastructura și toate marile sectoare publice. Klaus Iohannis a susținut că în situația în care PSD s-ar fi aflat la putere, s-ar fi ajuns la o catastrofă sanitară, adăugând că guvernarea PSD-istă a eșuat lamentabil pe toate planurile și în condiții normale. Președintele Iohannis a subliniat că votul din 6 decembrie este esențial, motivând că România nu-și mai poate permite încă un ciclu electoral de subdezvoltare. Prea multe generații au fost de sacrificiu, și de prea multe ori, sacrificiile și răbdarea oamenilor au fost în zadar. PSD a demonstrat că nu este capabil să se schimbe. În ciuda încercărilor de a-și cosmetiza imaginea,
rămâne aceeași formațiune retrogradă a baronilor roșii, tributară unui mod de a face politică pe care cetățenii nu-l mai tolerează și nu și-l mai doresc. Ce dovadă mai bună a faptului că PSD nu a înțeles nimic și că acționează strict în interes de partid, decât permanenta subminare din Parlament a oricărui efort al guvernului de a ține sub control pandemia. Cum poate fi catalogată altfel decât cinică și irresponsabilă atitudinea PSD-istă de a împovăra peste putință bugetul statului cu tot felul de pomene electorale, deși parlamentarii PSD știu foarte bine că pur și simplu nu sunt bani pentru astfel de măsuri. Sau un alt exemplu relevant. În timp ce românii și guvernul se luptă cu pandemia și cu efectele economice ale acesteia, PSD-iștii tot încearcă să treacă scutiri de taxe pentru domenii cum este cel al cazinourilor și al jocurilor de noroc. Așa acționează în Parlament un partid nociv, care numai la beneficiul și la nevoile oamenilor nu se gândește. Ei bine, acest lucru trebuie să înceteze.